Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi bebe a plecat în parc cu tati, iar eu am rămas acasă și am timp să mă relaxez și atunci m-am gândit să filmez un tag care se cheamă chiar așa, Relaxing Tag. Acest tag a fost creat de Monica de pe Grădină cu Idei, pe care eu absolut o ador. YouTube-ul este plin de canale, mai ales de tineri, de adolescenți, chiar și de copii în ultima perioadă, dar canalul Monica este un canal cu personalitate, cu experiență și vă invit cu mare drag să treceți și pe canalul ei, să vă abonați, pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat, la fel ca și mine. Așa că să trecem la întrebări. Sunt doar 6, nu va fi un tag foarte lung, cel puțin așa sper. Nu m-am pregătit dinainte, nici nu mai țin minte întrebările, știu doar că m-a tagat și că mi-am propus într-o zi când voi avea timp de relaxare să fac acest tag. Prima întrebare spune așa, numește două metode de relaxare care merg la sigur, care nu dau greș niciodată. Pentru mine este foarte simplu și aceea este o baie fierbinte, chiar și vara. Eu fac băi fierbinți chiar și vara, le ador, care mă relaxează și mă înmoaie complet, iar a doua metodă este somnul. Nu știu dacă se pune ca și metodă de relaxare, dar eu când dorm o oră, două, mă trezesc alt om, mai relaxat, cu foarte multă răbdare, lumea este mai roz și mai frumoasă, deci pentru mine aceasta este un mod de a mă relaxa. A doua întrebare este, cum vă relaxați în anotimpul cald? Da, v-am spus că mie îmi plac băile și chiar și în anotimpul cald, dar vreau să spun că prefer, pentru a mă relaxa vara, să ies pe terasă seara cu tati, când bebea a dormit și lumea este mai liniștită și este foarte răcoare afară. Și ne așezăm pe șezlonguri și stăm și discutăm și povestim și facem planuri și ne iubim și este metoda mea de a-mi încărca bateriile și a mă simți mai bine, mai relaxată pentru o lungă perioadă, nu doar pentru a doua zi. Al doilea mod în care îmi place să mă relaxez vara este să merg la mare. Multă lume spune că valurile mării obosesc așa cu zgomotul tot timpul în fundal, dar pe mine mă relaxează. Întotdeauna am reușit să dorm la mare. Am lucrat 2 sezoane la mare într-un hotel ca și chelneriță și aveam pauză 3 ore la prânz, parcă, dar eu mergeam pe plajă și dormeam. Și apoi când mergeam la serviciu eram mai liniștită, mai relaxată, deci nu știu cum se face că ajungem tot la somn, dar mersul la mare. Mersul la mare îmi place foarte mult vara, mă răcorește și mă relaxează. A treia întrebare, normal că trebuia să fie, cum vă relaxați în anul timpul rece, și anume iarna. Iarna mie îmi place foarte mult să mă relaxez cu un ceai fierbinte în mână și cocoloșită în pătură, în plapmă, în pat, pentru că sunt o persoană care suferă de frig. Mie îmi place la căldură, sunt ca șopârlele, mă întind pe o piatră la mare și absorb toată căldura și tot soarele care se poate. Așa că iarna nu mă simt în largul meu și îmi place să mă relaxez cu ceva fierbinte și bineînțeles băile, o baie fierbinte, dacă este posibil cu ceva, cu o bombă de baie, cu niște săruri, cu ceva care să mă încarce. Și uitându-mă la un film, da, mă cocoloșesc acolo cu ceva cald și îmi place să fiu lângă tati și să ne uităm la un film. Acum este și bebe, bebe nu are răbdare pentru filme, de aceea ne uităm mai mult seara, noaptea, dar încet, încet o să-l includem și pe el, acum are din ce în ce mai multă răbdare dacă îl captivează și ne putem uita la filme de familie sau desene animate. Pentru că îmi plac și mie, de ce să recunosc că dacă trebuie să închid televizorul sau să schimb canalul și n-am văzut sfârșitul, nu pot să dorm noaptea. A patra întrebare mi se pare cea mai comică din tot tag-ul, cazul meu, este cum vă beți cafeaua? Ei bine, eu nu beau cafea. Nu mi este poftă, nu îmi place, nu mă atrage mirosul. Știu că aceste lucruri sunt foarte iubite de majoritatea femeilor, dar mie nu-mi place cafeaua, nu beau. Și când am fost însărcinată, am mai avut așa pofte și mi s-a și recomandat cafeaua pentru că stăteam prost cu tensiunea, de lapte cu câteva guri de cafea, așa un pic amărui. Dar în rest, îmi pare rău, mie nu-mi place cafeaua și nu o beau. Lapte. Da, lapte prefer, dimineața o cană cu lapte, am băut-o, am mâncat, am băut-o, mi-a făcut micul dejun și la revedere. Și pe timpul zilei apă, asta este băutura preferată la noi în casă și preferată și singura existentă, pentru că noi nu prea mai avem, pentru că noi nu avem sucuri în casă, nu cumpărăm. Întrebarea numărul 5 este preferata mea. Când vă relaxați, după ce terminați treburile sau când simțiți nevoie?
Și anume, Monica explică, vă faceți toată treaba odată și apoi vă întindeți și vă relaxați sau faceți puțină treabă, mai luați o pauză, mai faceți un pic de treabă. Cred că lucrurile acestea se aplică celor care nu au copii mici. Atunci când ai copil mic, faci treburile când apuci. În cazul meu, bebe nu mai vrea tot timpul în brațe, cum era înainte, dar stă tot timpul după mine. Când bebe era mai mic și vroia tot timpul în brațe, foarte greu făceam lucrurile și atunci seara, când adormea el. Acum trebuie să recunosc că mi este mult mai ușor, se joacă singur el, își caută singur de treabă când se plictisește și îmi fac treaba pe zile. Mi-e place să fac curat pe zile. De exemplu, luni fac curat în baie. Ok. Fac o oră pentru că nu mi-a mai mult și am terminat și gata, toată ziua sunt cu bebe și mă relaxez, cum se spune. Marți fac curat în bucătărie și asta când bebe mă lasă. De exemplu, dacă este în dormitor liniștit și a găsit o jucărie interesantă sau o activitate interesantă, eu atunci profit. Deci eu fac curățenie pe zile. Nu fac totul odată pentru că nu reușesc totul într-o zi. Și nici nu-mi place. De exemplu, acum cum bebe este plecat în parc cu tati, dacă nu aveam curat în casă făcut deja, ar fi trebuit acum să fac curat în toată casa și într-o oră nu reușeam. Așa că pe bucățele îmi place să fac curat pe zile și restul zilei mă relaxez. Să vă placă ultima întrebare. Monica m-a făcut să râd cu acest tag pe tot parcursul lui și la toate întrebările. Ultima întrebare. Două metode personale de relaxare care pot părea extravagante pentru alții. Aici trebuie să mă gândesc. Știu sigur că una din metodele mele de relaxare este YouTube-ul și pe care multă lume nu înțelege, printre care și tati. Este și muncă, pentru că trebuie nu doar să stau să pălăvrăgesc în fața camerei, dar îmi trebuie timp să editez atunci când pun pe YouTube. Am și perioade în care nu am chef de așa ceva și atunci mă relaxez în alte moduri. Dar pentru mine aceasta este o metodă de relaxare. Mă descarc în fața camerei, poate, sau îmi face plăcere să vă arăt lucruri noi pe care le-am descoperit, sau orice. Pentru mine YouTube-ul este o metodă de relaxare pe care nu toată lumea o înțelege. Pentru că multe persoane nu se uită pe YouTube, preferă televizorul. Ei bine, eu televizorul îl folosesc mai mult pentru filme și pentru desene animate, dar nu îmi place să mă uit, mi se pare că pierd timpul fără să învăț nimic. Și atunci YouTube-ul mă salvează și este metoda mea de relaxare. Mă uit la un filmuleț, învăț ceva nou și, nu știu, mă rup puțin de realitate și asta pe mine mă relaxează. Și apoi mă întorc la viața mea de zi cu zi, cu baterii încărcate, poate cu idei noi, cu activități noi în cap sau poate multe lucruri noi pe care nici măcar nu le cunoșteam în lumea asta. Nu vine nimic în cap. Eu sunt ciudată, dar nu vine nimic în cap. Nu știu, nu pot să spun că îmi place să conduc, să mă relaxez, pentru că pentru mine condusul e un stres. Conduc, dar nu pot spune că mă relaxează. Sunt foarte încordată la volan, sunt foarte atentă, așa că nu. Poate joaca cu bebe. Nu știu dacă este extravagantă, dar mă relaxează. Mă place foarte mult să-l fac să râdă, să râdem împreună și parcă râsul lui, așa cum sună în urechile mele, parcă mi-ajunge direct la inimă și mă face să uit de toate problemele, mă face să văd viața mai frumoasă și până la urmă, asta înseamnă să te relaxezi, nu? Să te rup puțin de probleme și poate chiar și să scap de ele și să continui altfel în viață. Deci, pentru mine, pot să spun că aceasta este. Sau, nu știu, muzica nu este o metodă ciudată de relaxare. Toată lumea se relaxează pe muzică. Pur și simplu nu-mi venea în cap nici o metodă extravagantă de relaxare și atunci, mie îmi place foarte mult să merg la târgurile de vechituri. Mă relaxează, îmi place să văd lucruri vechi, îmi place să-mi imaginez ce a fost cu ele, cum se foloseau, cine le-a folosit, cum au ajuns acolo și cât de mult mi-ar plăcea să am și eu așa ceva. Și aș fi în stare o zi întreagă să bat tarabele fără să mă simt obosită și cred că asta este metoda mea extravagantă de relaxare și de bucurie atunci când găsesc ceva frumos și ieftin, pentru că asta este și scopul. Metoda mea extravagantă de relaxare este aceasta, de a merge pe la târgurile de vechituri. Mă relaxează și mă bine dispune. Mi-ar face mare plăcere dacă mi-ați lăsa un comentariu cu metoda voastră preferată de relaxare. Nu știu, vă place să faceți curățenie, să ascultați muzică, să dormiți la fel ca și mine, nu știu. Mi-ar plăcea să vă cunosc mai bine, așa cum și voi m-ați cunoscut în acest filmuleț mai bine. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Contează foarte mult pentru mine aprecierile voastre și mă fac să vreau să mai mult să continui.
Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Dacă vă interesează viața de mămică, viața de bebeluș, viața în general, în momente din viața noastră, și dacă sunteți deja abonați și ne urmăriți cu mare drag, vă iubim și vă mulțumim din suflet și pe curând! Pa, pa!